Astăzi o să încerc să vorbesc de câteva aspecte practice. Este foarte ușor să învățăm teoria, este foarte ușor să avem școala de sabat, să discutăm de doctrina respectivă sau de cealaltă, despre Daniel, despre Apocalips, dar este mult mai greu să punem în practică lucrurile astea. Și porunca lui Iisus a fost ca noi să mergem în toată lumea. Mi-amintesc așa, să încep cu o povestire scurtă și puțin cam comică. Când am avut 17 ani, comitetul și împreună cu sora Niculescu, care era dirijoarea corului, m-au invitat să dirijez corul. Aveam 17 ani, mi s-a părut că sunt dirijor de cor, așa ca un curcan, m-am umflat puțin așa și mă simțeam în cer deja. Și am pregătit programul de Crăciun, am muncit serios așa, am pregătit cel mai frumos program în istoria omenirii, cel mai tare program de Crăciun în istoria globului, așa credeam eu. Și aveam cor normal, cântări frumoase cu corul, aveam cor bărbătesc, aveam cor de copii, aveam și un trio feminin, am avut solo de vioară, am avut și poze făcute de cineva. Ai de mine, a fost un program, toată lumea a fost fericită, m-am dus acasă și zic lui tata: ți-a plăcut programul de Crăciun? Și tata: ce, care program? Zic: cum, adică programul de Crăciun? Zice: a, cine l-a pregătit? M-am gândit să zic eu, dar mi-am zis: nu pot să zic eu, că după aceea zice că... Zic: păi noi l-am pregătit. Zice: cine e noi? Păi zic: biserica. Zice: cine l-a ascultat? Păi zic: noi? Cine? Păi biserica. Și tata zice: băi, dacă ai o vacă și vaca face lapte și după aceea vaca bea laptele, de ce ai, mă, vacă? Și eu zic: adică? Păi ce, mă, Iisus te-a trimis, du-te în biserică și predică Evanghelia la toată biserica, sau te-a trimis, du-te, începând în Ierusalim, Iudeea, Samaria, până la margini, și predică Evanghelia la tot pământul, la toate neamurile, la toate... Ce cauți, mă, să predici Evanghelia în biserică? Păi zic, tu vrei să predici în afara bisericii? Este un paralel care scrie sora, că este dorința satanei să avem forme de religie, să ne întâlnim, să ne rugăm, să discutăm, să filozofăm, dar totul să se petreacă între patru pereți, să nu mergem în lume, să ne pierdem misiunea și rostul existenței. Și spune dânsa așa: o biserică care nu face misiune și-a pierdut rostul existenței. Motivul de a exista este de a salva pe cei pierduți. Iisus a venit să salveze pe cei pierduți și de a chema pe noi să salvăm pe cei pierduți. Și spune: biserica care nu lucrează să fie închisă. Auziți, puneți lacăt și s-a terminat. Câte biserici lucrează la noi? Că tot programul care îl facem se focalizează pe ce este în interior. Când faci agricultură, nu faci agricultură în barn. Faci agricultură pe câmp și aduci fructele în barn. Discutam cu o soră și într-un district tot așa în nord și i-am spus, zic, după ce am discutat cu biserica, vine la mine și zice: am vrea să facem lucrare, dar nu știm, adică asta e un sat sărac. Aici tot ce avem noi în tot orășelul ăsta mic, 6.000 de locuitori, este o școală de surdomuți. Atât. În rest nimic. N-avem nimic, nici o fabrică, n-avem niciun nimic. Tot ce se întâmplă în orașele mari din prejur, dar nu la noi. Zice: tot ce este aici sunt surdomuții. Ce să facem noi aici? Cum să salvăm pe cei pierduți? Că aici nu e nimeni de salvat. Pe surdomuții salvezi. Ce faci cu ei? Și i-am spus: sora mea, Dumnezeu are oameni de salvat peste tot. Păi și cum să fac? Zic: păi am vorbit de rugăciune și am vorbit că Dumnezeu îți dă metoda și apoi îți dă și resursele dacă tu ești dispus să-L asculți. Și că Dumnezeu a chemat pe toți în lucrare, nu numai pe pastori, i-a chemat pe toți în via Lui și că Dumnezeu l-a dat la toți talanți și că cei care nu-și folosesc talanții vor fi responsabili înainte Dumnezeu. Sora îi spune că fiecare suflet care este născut în Împărăția Lui Dumnezeu este născut ca misionar. Și dânsa zice: nu toți pot fi misionari în țări străine, dar toți, spune dânsa, pot să fie misionari între vecini. Și apoi spune că aceia care nu au o pasiune pentru vecini sunt oameni care, deși sunt biserică, n-au fost cu adevărat convertiți niciodată. Pentru că atunci când ești convertit, ai o iubire pentru oameni așa cum îi iubește Iisus. Și că așa știi că îl iubești pe Dumnezeu, termometrul spiritual este pentru că îți iubești vecinii și că îți pasă de ei. Și i-am spus dânsa, uite, eu am luat câțiva vecini, nu neapărat adventiști, câțiva vecini, i-am chemat la mine și am început, i-am invitat la rugăciune, pur și simplu la rugăciune. Păi și dacă nu vin? Păi și dacă nu vin, nu vin. Ce pierzi că îi întrebi? Ne e nouă mai multă frică să invităm la rugăciune decât le e lor frică să vină, auziți? N-ai ce să pierzi, da sau nu, atât. Și zic, au venit, am pornit o grupă de 5, ne-am rugat, au venit și de la biserică, mi-amintesc și numele lor așa,
Și după aceea s-au mulțit încă 1, 6, 7, la mine acasă, 8, 9, 10, s-au făcut 17. Și am zis, prea mulți. Am împărțit în două, una care nu mai se botezase și care bărbatul ei încă nu era adventist, a luat jumătate la ea acasă și acum aveam două grupe. Au crescut. Am ajuns așa vreo 15-16 din nou, un prezbiter a luat o grupă la el, s-au făcut 3. Și așa mai departe, trezoriera a luat o grupă la ea, până la urmă s-au făcut 7-8 grupe în biserică, toată biserica se ruga. Și invitau vecini să se roage pentru ei. Și am spus, de ce nu ceri și noastră, de ce nu ceri și matale părerea lui Dumnezeu să-ți dea o metodă, să știi ce să faci? Pentru că spune Soraya că vecinii vor veni la tine și vor spune, tu ai știut și mie nu mi-ai spus. Și spune așa că tu ești străjer. Și dacă tu dai un sunet clar, sângele lor se va cere din mâna lor. Dar dacă tu nu dai un sunet clar, sângele lor se va cere din mâna ta și tu vei pieri. Cum faci tu să nu fii responsabil, ci din contră, să salvezi oamenii ăștia? Eram la ASI sau ASI, cum zicem noi, eram la ASI și erau acolo strânse Austria, Elveția, Germania, câteva țări, câțiva din Franța. Și după ce am terminat de vorbit, vine, mă duc la hotel și pe holul hotelului, la recepție unde erau fotoliile acolo, era un grup de 14, 15, 16 oameni tineri și mă strigă, vină încoa. M-am dus și mă gândeam eu, mamă, ăștia cum scap, cum totdeauna vin cu întrebările și eu sunt mor de foame, mor de somn. De-abia aștept de pe avion, de-abia am venit de la avion, direct la vorbit, de-abia aștept să mă duc în cameră la mine, să-mi sun soția și apoi să mă culc. Și zic, cum fac eu acum să scap? Și îmi vine, domnul îmi vorbește în gând și spune, până acum ce le-ai spus? Că trebuie să iubești oamenii, acum ai uitat de iubire, acum vrei să scapi. Stai liniștit și vorbește cu ei. Zic, ok, hai că vorbim. M-au invitat și îmi zice, eu sunt doctor, nu sunt adventist, am crescut în familie de adventiști, am plecat de la credință când eram tânăr. Sunt doctor, lucrez în spital cu prietenii mei, zice, ăștia toți aici, toți lângă mine, toți sunt doctori, niciunul adventist, toți sunt de la spital, suntem colegi. Și zice, am fost diagnosticat cu melanoma, foarte agresiv, au încercat să facă tratamente, n-au reușit, mi-au dat câteva luni de trăit și ce disperat, după atâția ani de plecat de la credință, am început să mă rog și nu simțeam că mă rog degeaba. Și am căutat pe internet cum să ne rugăm. Și am găsit niște seminarii de ale rugăciunii și am ascultat la 1, la 2, la 3, la o predică, la 2, la 13, la 2, 3 luni am ascultat tot timpul și am început să mă rog în fiecare dimineață. Am început să mănânc sănătos și după aceea, pe măsură ce m-am apropiat de Dumnezeu, mi-am dat seama că sunt ăștia în jurul meu, care eu spun că sunt prietenii mei, pe care Iisus a murit pe cruce și a dat sângele pentru ei și că e datoria mea să lucrez și cu ei, pentru că ei nu știu. Și am început să-mi pese de ei. Și am invitat pe colegii mei, pe doctori și toți, ce să facem? Să ascultăm predici. Da, să ascultăm predici, să ne rugăm împreună. Și ăștia, măi, tu ești normal la minte, cum să ascultăm predici de religie, să ne rugăm împreună? Și le-am spus, uite, eu am avut cancer, am început să mă rog, am început să mănânc sănătos, am fost din nou la check-up, cum se zice, să mă verifice și cancerul s-a oprit și a început să dea înapoi. Ce-o vrea Dumnezeu? Da, am pace în suflet. Hai și voi. Ăia care erau colegi care știau că are cancer, au început și ei să roage cu el și zice, acum ăștia suntem toți care ne rugăm împreună și acum am hotărât în spital să invităm și asistentele, să invităm mai mulți. I-am spus femeie, i-am spus istoria asta. Altă istorie. Când m-am mutat în următorul loc, în Kentucky, am vrut să plantez și eu niște pomi fructiferi. Dau telefon la o seară și vorbesc cu una, și Celeste. Și zic, bună ziua, sunt Pavel, cea, eu sunt Celeste, vreau să comand și eu niște pomi. Vreau atâția mele, atâția pere, atâția prune, atâția cutare, atâția cutare, atâția cutare. Și dă și mie, pentru că am cumpărat, dă-mi un discount, dă și mie 10-20%. A, nu pot, dar stai puțin, nu cumpăr de la tine, eu cumpăr de la alții. Ok, hai că-ți dau 15%. Nu, dăm 20, hai că-ți dau 15. Ok, dăm 15. Și zic, uite, dacă îmi dai 20, îți trimit o carte. Deci eu nu citesc cărți, mă uit la televizor. Stai, mă, citește și cărți. Păi ce faci, numai la televizor, ca așa ca peștele, gura deschisă, înghiți tot ce spunei, citește o carte bună. Și zic, uite, cartea scrisă de mine. A, tu ai scris-o. Am discutat, i-am trimis o carte. 12 ani mai târziu, mă mutasem în altă parte, vreau să plantez pomii și sun la aceeași seară. Și sunt curios, mai este Celeste acolo? Și răspunde una, Mary. Și că da, este, o chem imediat. Și zic, alo, zic, Celeste? Și zice, a, Pavel. Zic, dar de unde mă cunoști după 12 ani? Păi zice, după accent. Și ce după predicile tale, după ce am citit cartea ta, am ascultat și predicile și vreau să spun că am fost diagnosticată cu cancer, am început să mă rog, încă am cancer, mi-au spus doctorii că o să mai trăiesc un an, doi, au trecut 12, încă am cancer,
dar în fiecare dimineață îmi predau viața lui Dumnezeu, mă rog, studiez și îmi văd de treabă și ce vrea Dumnezeu. Și ce de atunci, zice, și copiii mei ascultă predicile și merg la adunare și cu tare, și cu tare, și ce lucrez și cu alții. Fiecare în parte care este atins de Dumnezeu nu poate să tacă din gură și te duce și spune, vino să vezi, se duce și la altul. Și spuneam sorei astea, zic, tu ai vecini, orașul ăsta e mic, e numai școala de surdomuți. Dacă tu cu adevărat ești creștină, tu atingi și pe alții. Păi ce, nu știu cum să fac, zic, roagă-te. S-a apucat femeia să se roage și vine înapoi la mine și zice, uite, Dumnezeu m-a impresionat că orașul ăsta e atât de sărac, că degeaba îi chemăm la evanghelizare dacă nu le dăm de mâncare. Și Iisus întâi hrănea, se împrietenea cu ei, zice, metoda lui Iisus este singura metodă care merge, Iisus îi hrănea, nu știu ce, și după aceea îi spunea, urmează-mă. Deci, hai să facem un community center. Eu în mintea mea, cum să facem community center, că în biserică suntem 30 de oameni, toți bătrâni, toți fără bani, cine, de unde cumpărăm sala, de unde luăm banii, cine muncește acolo, de unde luăm lucruri ca să dăm la săraci, nu e imposibil. Și zic, măi femeie, nu se poate, păi ce, nu mai spus matale că dacă Dumnezeu, dacă te rogi, nimic nu este imposibil, că Dumnezeu îți dă planul. Zic, ok. Zic, du-te și roagă-te și fă-i. În mintea mea, dacă era de la Domnul, îmi spunea mie că eu sunt pastorul, nu ție. Femeia a început să roage și zice, m-am vorbit cu bărbatul, nu vrea să vină, am vorbit cu comitetul, nu vrea să vină, matale m-ai pus să mă rog, matale să vii cu mine. Am încurcat-o, deci am pus-o să se roage, îți dai seama. Zic, hai că vin joi la 9. M-am dus joi la 9, m-am dus, am parcat motocicleta, am luat venuie, am plecat, am mers din casă în casă și până pe la 12, 1, 2, așa și zic, gata, mă duc acasă. Că n-am găsit nicio casă care să fie ieftină, să fie mare, să putem să deschidem un community center pentru săraci. Zice, ok, see you next Thursday, te văd joia viitoare. Zic, nu, joia viitoare sunt ocupat. Pa așa ai zis că vin fiecare joie. Nu, am zis că vin joia asta, nu fiecare joie. Nu, așa ai zis în fiecare joie, tu m-ai pus să mă rog, m-am rugat, Domnul mi-a spus să facem un community center, să mă ajute acum. Joia următoare din nou, probabil că unii dintre noi să știți istoria, joia viitoare din nou, după 6 luni eram sătul și de mers cu ea, eram gata să mă mut de acolo, numai să scap. Am fost în fiecare casă din Delavan, am terminat, am mers în următorul sat, în Elkhorn, am fost în fiecare casă, le-am terminat și pe aceea zice, hai înapoi de la capăt, că așa ai zis, că femeia la judecător s-a dus până, hai înapoi până găsim o casă. Eram gata să dispar, să intru în pământ. După 6 luni, de ce nu răspunde Dumnezeu? De ce nu răspunde Dumnezeu? Dacă te duci din loc în loc să faci lucrare misionară și ai încercat cu vecinii și ai bătut din ușă în ușă și ai... De ce nu răspunde Dumnezeu? De ce nu sunt rezultate după 6 luni? Când Dumnezeu a zis, duceți-vă în toată lumea și eu voi fi cu voi până la sfârșit. De ce nu răspunde Dumnezeu? Frații mei, cum a fost cântecul? Never give up, nu renunța. Pentru că planul Dumnezeu sunt așa departe cum e cerul de pământ de planul omului. După 6 luni... În sfârșit m-am apucat și eu să mă rog, deși n-aveam încredere că a fost planul lui Dumnezeu ce a zis femeia, care se rugase săracă câteva luni, și Doamne, te rog frumos, dacă e de la tine, dă-ne o casă că m-am săturat să mă duc cu ea în fiecare joi. Dacă nu e de la tine, spune-i să mă lase în pace. Sau... După 6 luni mă duc și bătem iar din nou la ușă, deschid eu ușa și avea o firmă de haine, vindea haine. Și zice, ați mai fost la mine de 2 ori și acum 3 luni și acum nu știu cât timp. Zic, da, am fost. Zice, n-ați găsit clădire? Nu, dacă găseam, nu mai veneam. Zice, păi i-a dat faliment, s-a închis fabrica de cutare în orașul Cutare, era prin 2009 și zice, eu am încercat să închiriez, am cerut 4.000 pe lună, nu-mi dă nimeni, voi ați oferit numai 2.000, decât deloc e mai bine și 2.000, hai că vă dau cu 2.000. Zic, Domnul să fie lăudat, joia viitoare nu trebuie să vin iar, gata, hai să facem actele. Am semnat actele, am terminat și zic, la revedere, îi spun sorei, joia viitoare nu mai vin. Când se plec, sună telefonul. Răspund și zice, sunt managerul de la Kmart. Kmart e un magazin mare. Sunt managerul la Kmart. Ești pastorul cu ea? Da. Zice, ai găsit clădire pentru community center. Zic, de unde știi? Zice, tot orașul știe. Zice, ai bătut de 2 ori la ușă la noi. Zice, tot orașul știe. Zice, ai găsit clădire? Da, am găsit clădire. Ai rafturi? N-am rafturi. Uite, noi am închis Kmart-ul. Vreau să ajung și eu. Îți dau rafturi degeaba. Am luat un prezbiter cu un camion. Am luat rafturi. Am dus rafturi. Am descărcat rafturile până seara, când se plec sună telefonul, zice, sunt pastorul baptist, ai găsit clădire, zic, tu de unde știi? Zice, tot orașul știe, măi, că voi vreți să porniți un community center să ajutați săracii. Ai găsit clădire? Da. Uite, noi vrem să-ți dăm ceva mobilă veche. Sună pastorul, după aceea zi următoare, luteran, pastorul presbiterian, în jur de 5-6-7 biserici ne-au ajutat cu lucruri, cu mâncare, cu haine, cu conserve, cu jucării, cu de toate. Am umplut community center, tot orașul știa și orașul următor și orașul din partea cealaltă.
De ce a îngăduit Dumnezeu 6 luni să n-avem niciun rezultat? Pentru că nu știa nimeni înainte. Dacă îi întrebai cei biserica adventistă, spunea că e un restaurant sau știu eu ce spuneau. N-avea nimeni habar de biserica asta cu 30 de bătrâni. Nimeni n-avea. Era biserica într-un loc unde fuseseră pe vremuri cai care trăgeau trenuri, pe vremuri. Acolo era biserica, într-un loc micuț și întunecat și așa mai departe. Nu știa nimeni nimic de biserică. Acum tot orașul știa că grupa aia mică vor să ajute săracii. Și toată lumea a zis, hai că ajutăm și noi, hai că ajutăm și noi. Și ce nu puteau ei să facă, a făcut orașul. După ce ne-am deschis community center, sună guvernul și zice, vrem voi să vă ocupați de cei care vin de la pușcărie 6 luni de probare, să lucreze la voi, să învețe să servească, să slujească, să învețe să slujească comunității. Ne-au dat pușcăria și după aceea a sunat primăria. Deci avem aici cartele de benzină, cartele de mâncare, cartele de cutare pentru săraci. Vrem ca voi să le dați. Au venit la noi și ne spunea ce voi ajutați orașul. Uite, am cancer, te rogi, uite, am diabet, te rogi, uite, sunt în divorț, te rogi pentru mine. Am deschis o grupă de rugăciune miercuri seara la community center. Veneau oamenii din oraș, ne rugam cu ei și veneau cu grămada. Vine pastorul presbiterian și zice, măi, oamenii la mine când îi chem la rugăciune nu vin la tine. Vină mă și la mine ca să faci și noi ore de rugăciune. Acum în marți am deschis și ore de rugăciune în biserica presbiteriană, veneau membrii lui și mă rugam cu ei și apoi miercuri veneau la community center. La un moment dat nu mai aveam loc atâtea donații că le-am pus în ploaie. A venit iarna, ploua pe ele și femeia zice, pastore, n-ai spus matale că trebuie să mergem prin credință? Hai să căutăm din nou, zic, aoleu, în fiecare joie. Am bătut la prima ușă, următorul magazin de lângă noi, la prima ușă. Și zice, ce faceți voi pentru orașul ăsta? N-a făcut nimeni niciodată nicio biserică. Ziceți, voi sunteți oamenii lui Dumnezeu. Voi cu adevărat ne iubiți. Voi să faceți ce a făcut Hristos. Ce vreau și eu să fiu parte din asta. De când a căzut economia, n-am mai făcut nimic, n-am mai vândut nimic. Magazinul meu stă degeaba. De ce să-l țin degeaba? Stau eu în partea din față și vă dau vouă jumătatea din spate. Să nu mai țineți lucrurile în ploaie, puneți-le acolo. Zic, când ne iei pe lună? Nimic. Vreau să fac, să ajung și eu. Nu vă iau nimic. Ne-a dat jumătate de magazin. Peste 3 luni s-au umplut jumătatea aia și zice, femeia, merge mai departe, bate la ușă. Am luat-o în dreapta, am bătut la prima ușă și omul zice, măi, mi-a spus ăla că în 3 luni pe jumătate de magazin, de când v-a dat vouă, l-a binecuvântat mai mult Dumnezeu decât toată viața lui în tot magazinul. Vă dau și o jumătate de magazin, poate mă binecuvântați Dumnezeu și pe mine. Ne-a dat și ăla jumătate de magazin. După 3 luni era așa de plin, amândouă jumătățile și zice, femeia, hai mai departe. Și zice, ce clădire ne trebuie nouă pentru mărimea asta? Deci cum era Samaritan Center din Tennessee, cam de mărimea asta ne trebuie. Păi zic, aia e imens, este o hală imensă. Deci autozonul din oraș are mărimea asta. Hai să cumpărăm autozonul. Păi zic, ăla e câteva milioane de dolari, noi n-avem bani. Doar am pus anunțul și au început să vină donațiile din oraș și am cumpărat clădirea de autozon toată. În fiecare sâmbătă la adunare aveam, deci membrii erau 30, aveam 40-50 de vizitatori care veneau la community center de ne rugam cu ei. Pentru că o femeie s-a rugat și a lucrat. Spune sora așa aici, rugați-vă, planificați și lucrați. Rugați-vă, planificați și lucrați. Nu e suficient, frate, să te rogi și să te sui în vârf de copac ca un călugăr, te rogi singur și atât. Dacă nu aplici ce te rogi, degeaba te rogi. Rugăciunea duce la activitate. O rugăciune reală, prezența lui Hristos reală în suflet, te duce la activitate. Dacă nu ai activitate, de ce te rogi? Vreau să vă dau, să ajungem la subiect, zice așa, motivul pentru care poporul lui Dumnezeu nu au putere este pentru că se încrede în înțelepciunea lor și nu lasă pe Dumnezeu să lucreze, n-au încredere în el. Patriarhi și Profeți, pagina 493. Evanghelia se va încheia cu putere mult mai mare decât a început, în Marea Luptă, pagina 612. Dar biserica trebuie să ruce la acțiune. Și asta e în Selected Messages, volumul 1, pagina 126. Biserica trebuie să ruce la acțiune. Fiecare membru care a fost cu adevărat convertit trebuie să lucreze, să prepare lumea pentru a doua venire. Trebuie să fie, să-și cerceteze inima, să se unească în rugăciune, să planifice și apoi să meargă nu numai cu rugăciune, ci să meargă din vecin în vecin, din oraș în oraș, să aprindă câte o lumină în fiecare loc, ca Evanghelia să se prăbuiască peste tot, să termină lucrarea, să vină Domnul. E o datorie solemnă pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Și vreau să vă întreb, cum faci asta? Te rogi, cum planifici, cum lucrezi? Foarte practic. În 2010 am fost chemat să lucrez în Kentucky, Lexington, Kentucky. Biserica avea în jur de 90 de membri, extrem de bogați, 16 doctori, nu știu câți proprietari de fabrici, nu știu câți, cum să spun eu, oameni care erau afluenți, destul de înstăriți.
Și în biserica respectivă aveau 72 de ani fără niciun fel de creștere, decline. Adică mi-a spus conferința, de 72 de ani au scăzut de la 240 de membri la 90 de membri. Erau împărțiți în trei. O grupă extrem de liberală, extrem de liberală, nu vreau să vă dau exemple, o grupă extrem de conservativă, era păcat să zâmbești. Adică ai zâmbit, n-ai cravată, n-ai ce căuta la amvon. Ai zâmbit, ai păcătuit. Și o grupă care nu credea în Duhul Sfânt. Din contră, m-am și luat puțin cu ei într-un mod politicos. Zice, Dumnezeu e unul, nu sunt trei. Noi nu credem în Duhul Sfânt. Și zic, credeți în Iisus? Da. Păi atunci sunt doi. Ori e unul, ori sunt trei. Nu poate să fie doi, nu? Și nu ne-am gândit. Zice, păi Iisus e tot una cu Tatăl. Zic, serios, de unde până unde? Pierduți cu totul, săracii, pierduți cu totul. Se cer căzut în numele. Ce faci când ești într-o biserică din asta? Cum faci tu să ajungi la ceilalți? Pentru că, spune sora White, că până ucenicii n-au avut pace și unitate între ei, n-au putut să primească Duhul Sfânt. Numai când s-au unit și n-au mai fost conflicte, atunci au pregătit calea pentru Duhul Sfânt și atunci au putut să lucreze cu putere. Câte conflict în biserică, se mănâncă unii pe alții, nu e niciun succes. Ce faci într-o biserică în care este ceartă, în care nu vor să lucreze, în care nu sunt botezuri de ani de zile? Ce poți să faci acolo? Când m-am dus în prima joie, m-am întâlnit cu comitetul, dau mâna cu prezbiterul și prezbiterul, un doctor, când dau mâna cu el, ridică mâinile așa în sus, eu nu dau mâna cu pastorul, n-am încredere în voi. Ce tatăl meu a fost pastor și a lăsat-o pe mama, s-a dus cu o tânără. Ce vină aveam eu că tasul? Ok. După aceea vine femeia care era coordinatoarea de worship, de cântări, de serviciu divin și zice, you Romanians, you are all thieves. Zice, voi românii sunteți toți hoți. Stai, femeie, numai ce am venit astăzi, nu mă cunoști. Și că acum 20 de ani în New York, când locuiam în New York, am chemat o echipă de români să facă acoperișul, dar am dat bani, au luat banii și au plecat, nu s-au mai întors niciodată. Zice, voi românii sunteți toți hoți. Ce vina mea, mă, că echipa aia nu ți-a făcut acoperișul. Și zic, m-am supărat puțin, și voi americanii sunteți toți drogați. Zice, nu, eu nu iau droguri. Păi nu, dacă iau, nu ia toți. Așa faci, dacă un român a furat, fură toți. Ce faci în biserica aia? Nu vrea să dea mâna cu tine? Întreb trezorierul, ce faceți voi ca să salvați oamenii din oraș? Și îmi răspunde, ce noi nu credem în evangelizare. Adică, ce nu credem în Bible Studies, nu mai e nimeni de salvat aici, nu suntem decât noi. Serios! Păi Iisus zice că nu are problema cu secerișul, are problema cu lucrătorii. Secerișul e larg. Ce faceți voi să salvați pe oamenii din oraș? Ce noi te-am adus aici să predici bine și scurt. La 12 pleacă Duhul Sfânt și plecăm și noi. Și dacă predici până la 12 și un minut, predici singur, noi plecăm. Așa mi-a zis. Ce faci în biserica aia? Ce poți să faci? Că oamenii îmi spun mie, frate, aș lucra, dar biserica mea e biserica de vină, nu sunt eu. Nu, frate, ești tu de vină, nu-i biserica. Că dacă tu critici biserica, nu ajungi cu nimic. Tu trebuie să faci ceva tu. Dumnezeu nu te va întreba ce au făcut acest, te trebuie ce ai făcut tu. Ce faci tu pentru Dumnezeu? Ce faci tu pentru vecinul tău? Ce faci tu pentru copilul tău? Ce faci tu pentru ruda ta? Pentru colegul de la școală? Pentru colegul de la serviciu? Ce faci tu pentru ei? Pentru că Dumnezeu nu ți-a dat o casă să ai acoperiș, ți-a dat o casă să salveze vecinii. Dumnezeu nu ți-a dat un serviciu să ai salariu, ți-a dat un serviciu să salvezi colegii. Dumnezeu te face responsabil pentru ei. Ce faci tu pentru ei dacă tu ești creștin? Lasă ce face celălalt. Păi frații au făcut asta la biserică. În momentul în care ești deși pe alții, ești tu bolnav. Roagă-te pentru ei, fă ceva bun. Nu te coborâ cu ce Neemia, nu am timp să mă cobor, am o lucrare de făcut. Ai o lucrare de făcut, consumă-ți energia cu lucrarea, nu cu lupta. Ce trebuia să fac în biserica aia? Să mă lupt cu ei? Doamne ferește! Să plec, să-mi iau jucăriile, să plec, să îi manipulez? Nu merge, că erau toți deștepți, n-ai cum. Ce să faci? Soția și cu mine am început să ne rugăm și am făcut un legământ cu Domnul. În prima lună ne rugăm o oră, în a doua două, în a treia trei, în a patra patru și creștem așa până ne răspunde. Și dacă nu răspunde, până murim. Am început să ne trezim de la 4 la 5 să ne rugăm. A doua lună de la 4 la 6, a treia lună de la 4 la... Toată lumea doarme. De la 7, da. Ce poți, frate, să spui în 3 ore de rugăciune? Dacă Biblia spune să nu repeți aceleași cuvinte ca farisei, ce spui în 3 ore? Păi rugăciunea nu trebuie să fie generică, ci specifică. Nu spui iartă-ne păcatele, ci numești păcatul. Nu spui mulțumim pentru binecuvântări, ci numești binecuvântarea. Binecuvântarea supra Domnului și nu uita. Niciuna din binecuvântări. Nu avem nici să ne temem decât dacă uităm cum ne-a cont. Deci nu uiți binecuvântări, ci le numești. Nu te rogi pentru biserică. Doamne, fii cu biserica mea. Doamne, să se predice Evanghelia. Ajută tu să se predice. Evanghelia nu se predică singur, frate. Dumnezeu te chema pe tine să o predici. Doamne, te rog să fii cu săracii. Cum poți tu să-i dai Dumnezeu lucrarea care El ți-a dat-o ție? Spune în Testimonii, volumul 1, că Dumnezeu ne-a dat o lucrare și noi o dăm Lui. Zice, Dumnezeu te-a pus pe tine. Și că, Doamne, ajută să se predice Evanghelia.
Tu trebuie să predici Evanghelia. Doamne, fii cu săracii. Tu trebuie să fii cu săracii. Îl punem pe Domnul să facă ce ne-a pus pe noi să facem. Că e mai ușor să mergi la adunare când scumbaia, mănânci tot futuiul ceaca și să ai făcut datoria. Am început să ne rugăm specific, nu generic, Doamne, fii cu biserica mea. Am luat fiecare membru din cărțile bisericii, fiecare mamă, fiecare tată, fiecare copil. Mi-amintesc că avea două fetițe, fratele meu, avea un nume, că nu știu cum a pus numele, probabil a aruncat o conservă pe acoperiș și când a văzut conserva, zgumotele i-a pus numele la fete. Avea un nume că nu puteai să-l zici. Și când te rogi pentru ei, înveți numele, deși e greu, se încurcă limba în gură, înveți numele și m-am rugat pentru ei specific, fiecare membru, fiecare mamă, fiecare tată, fiecare prezbiter, fiecare diacon, fiecare coordinator de la școală sabat, fiecare de la cor, fiecare... Când te rogi pentru ei nume pe nume, ce credeți că merg? Rugăciunea se termină într-un minut? Păi dacă ai 90 de membri, plus că mai erau în cărți 200 până la 240 care nu veneau la biserică, cât timp puteai să te rogi pentru ei? Că nu puteam să mă rog mai mult de 30 pe zi, că... Nu? Credeți că e ușor să te rogi pentru membrii din biserică? Ce ziceți? E da sau nu? Nu e, trebuie puțin sacrificiu și puțină determinare. Trebuie să nu renunți. M-am rugat o zi pentru 30, eu următoare pentru 30 cu soția. După o lună de a ne ruga pentru ei, am început să ne rugăm pentru ei și de asemenea să ne rugăm cu ei. Adică îi sunam câte 5 familii pe zi, vreau să mă rog cu tine. Mi-amintesc când l-am sunat pe ăsta și zic, m-am rugat pentru el, pentru soție și apoi m-am rugat pentru fetițele lui. La sfârșitul rugăciunii zice, niciun pastor până acum n-a știut numele fetițelor, niciunul nu le pronunță, zice, fetele tale, nu spune numele, tu ești singurul. Păi mă rog pentru ele deja de o lună jumate. S-a oprit? Ce, tu te rogi pentru mine și familia mea de o lună jumate? Zic, da. La fel cu altă familie, la fel cu altă familie, la fel cu alta. Ce credeți că se întâmplă când te rogi pentru oameni? Care credeți că este efectul? În primul rând, cu cât investești mai mult în ei, cu atât pasă mai mult. Eu și cu soția am început să-i cunoaștem, am început să-i iubim, să dorim ca Dumnezeu să ne răspundă la rugăciune, să ne pese de ei. Dar în al doilea rând, pentru că ne rugam cu ei, a început să ducă vestea în biserică, să discute oamenii. Și care n-aveau încredere în pastori până acum, și-au schimbat 5 pastori așa încât niciunul n-a atins 2 ani, 6 luni, 10 luni, 1 an, niciunul n-a atins 2 ani, au început să ducă vestea și discutau între ei. Pastorul ăsta e un om al rugăciunii. Pastorul ăsta e un om spiritual. Pastorul ăsta îi pasă de noi. Pastorul ăsta se roagă pentru familiile și sănătatea și copiii noștri. Pastorul au început să capete încredere în mine, să zic că ăsta ne iubește. Ăsta e primul care cu adevărat ne iubește. Ăsta... Până acum spuneau, mutăm pastorii, acum zic, trebuie să-l ținem pe ăsta, că ăsta e un om al lui Dumnezeu. În momentul în care te rogi pentru ei, începe să spese de ei, iar ei încep să aibă încredere în tine. După încă o lună, am început să predic despre rugăciune și am început să-i invit pe ei să se roage unul pentru altul. În câteva luni, când te uitai în biserică, după ce se termina adunarea, pe hol, erau grupe de rugăciune, se rugau îi vedeai cum pun mâna în jurul umărului, se roagă unul pentru altul. La un moment dat, vizitatorii care veneau spuneau că în viața lor n-au văzut o rugăciune, o biserică cu atâta rugăciune. Ce spune Biblia? Casa mea să fie o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Ce frumos ar fi fiecare biserică să fie o casă de rugăciune, nu-i așa? Ne-am rugat pentru ei, ne-am rugat cu ei, i-am rugat pe ei să roage unii pentru alții, după aceea am început să-i invit la mine, acasă, stăteam pe munte în Kentucky, aveam așa pe vârful muntelui vreo 50 de acri, aia înseamnă 24-25 de hectare, stăteam pe munte, i-am invitat la mine, am numărat diaconii, au pus să parcheze mașinile, mi-amintesc 176 de mașini, parcate pe deal așa în fața casei și am făcut un foc mare, uriaș, asta e frumos, dar am făcut un foc, deci înalt, nu glumă, înalt, a jumătate de pomi, foc înalt, uriaș, ne-am strâns în jurul focului, am cântat, le-am dat ceva mâncare, i-am pus și pe ei să aducă mâncare, apoi am povestit puțin fiecare câte 3 minute să spună ceva despre viața lui, apoi ne-am rugat unii pentru alții, mi-a spus, pastore, niciun pastor niciodată nu ne-a invitat la el acasă. I-am invitat a doua oară, aveam grădină mare, imensă, grădină imensă, plină de roșii. Am și făcut bulion, am și dat la biserică, am și dat la copii și au rămas prea multe. Am cumpărat de la Walmart o pelerină subțire de plastic, din aia de ploaie, de o pui în cap așa, costă 2 dolari. Le-am dat la fiecare câte o pelerină și o găleată de roșii. Zic, tomato fight, adică bătaie cu roșii. S-a uitat la mine ca la mașini străine. Ce? Zic, bătaie de roșii. Vorbise cu câțiva copii și le-am spus, fii atent, când zic tomato fight, loviți pe prezbiter cu roșii. Dar de aici în jos. Și copiii ce e sigur, da, pe răspunderea mea, dați-mi prezbiter, toată lumea dă-mi prezbiter. Când am zis tomato fight, copiii s-au pus cu roșii pe prezbiter.
soția prezbitului care o știam, de aia am făcut, care o știam, Debbie, care știam că e puțin mai așa, ca mine, așa, s-a uitat și că tu i-ai învățat pe ăștia, s-a pus cu roșii pe mine. În scurt timp toată adunarea se bătea cu roșii. Realitate. După ce ne-am bătut cu roșii, gata, dați pelerinul la o parte, hai acum să ne rugăm. Au venit la mine, proastore, în 70, 80, 90 de ani, 100 de ani de când avem biserică aici, noi n-am avut nicio zi atât de frumoasă casă, cea mai frumoasă zi. Fraților, când oamenii se întâlnesc împreună, mănâncă împreună, se joacă împreună, se roagă unul pentru altul, știți ce se întâmplă? Unitate. O predică nu-i unește așa de mult cât activități împreună. Au început oamenii să se roage împreună, au început să se întâlnească împreună, s-au oprit luptele, s-au oprit diviziunea dintre grupe, în fiecare îl vedeai că e prieten cu celălalt. I-am invitat din nou, le-am pus-o pe deal, le-am pus-o un plastic mare lat de 12 feet, lung de vreo 170 de feet, l-am cumpărat de la Lowe's, am pus sus un furtun de apă și un tub mare de tot cu robinet jos de detergent, am dat unul la robinet să picure și am zis, hai, water slide, toată lumea. Și copiii au început să-i dea pe topogan de apă, bătrânii noi nu dăm. Băi frate, te împing eu dacă nu te dai. Până la urmă s-au dat și bătrânii, s-au dat toată lumea pe topogan. În fiecare lună, cam, sau odată la 2-3 luni, când aveam o întâlnire cu prezbiterii, când aveam o întâlnire cu toți conducătorii de departamente, când aveam o întâlnire cu toată biserica. Foc, mâncare, joacă, rugăciune. Odată am ascuns comoricică prin pădure și trebuia să le găsească și apoi și așa mai departe. Diferite activități. Frații mei, s-au unit biserica, au început să se roage împreună. Între timp predicam despre rugăciune, predicam despre misiune, predicam ca oamenii să învețe ce să facă. Și după aceea am chemat la mine și am zis, de data asta veniți la mine, nu ne jucăm. De data asta mergem în pădure și ne rugăm. Și vă rugați ca Dumnezeu să vă dea planul cum să ajungeți la orașul ăsta. Și mi-au spus oamenii, uite, l-am avut aici pe Kenneth Cox. Am plătit 46.000 de dolari. N-a venit niciun suflet. Zero. L-am avut aici pe Mark Finley, l-am avut aici pe Ron Halverson, l-am avut aici pe John Brocha, mi-au spus toate numele mari, toate armele mari adventiste. N-a venit niciunul, nu vin oamenii. În orașul ăsta, jumătate sunt milionari, e al cincilea cel mai bogat, deci printre orașele cele mai bogate. Jumătate sunt milionari, jumătate sunt baptiști. Milionarii nu le trebuie Dumnezeu, iar baptiștii cred că sunt salvați și nu vin. Și le spun pastorilor să nu vină, că noi suntem sectă, că noi suntem evil, că noi suntem răi, să nu vină. Și nu vine nimeni, degeaba facem evanghelizare. Măi, oamenilor, comanda e a lui Iisus, nu e o sugestie. Duceți-vă în toată lumea, e nu este o sugestie, e o comandă. Problema nu e cu evanghelizarea, problema e cu voi, pentru că nu aveți metoda potrivită pentru locul potrivit. Trebuie să vă rugați ca Dumnezeu să vă dea metoda. Duceți-vă în pădure și rugați-vă ca Dumnezeu să vă dea metoda. Și de unde știm noi vocea lui Dumnezeu? Foarte simplu. Dacă e normal, e de la voi. Dacă e o chestie care nu face niciun sens, e de la Domnul. M-ați înțeles? Dacă e o idee normală, e de la voi. Dacă e o idee care sună așa în nebunie, e de la Domnul. Pentru că planul lui Dumnezeu, comparat cu planul omului, sunt cu totul imposibile. Adică Dumnezeu i-a zis lui Noe să construiască o corabie. Nu căsuie niciodată apă. Făcea sens. Dumnezeu i-a zis lui Iosafat să pună corul în fața armatei. Păi vrei să cânti în corul ăla? Dumnezeu i-a zis lui Gedeon să nu ia nicio armă, să ia o trompetă și o făclie. Cum te duci la război fără sabie, fără pistol, fără arme? Trebuie să nu ai. Nu e normal, nu e așa? Dumnezeu a zis lui Iosua să meargă în jurul cetății. Nu e normal. Dumnezeu a zis lui Ilie să se ducă la Ahab, care îl urmărea să-l omoare. E normal? Când Dumnezeu îți dă planul, e atât de mare că pentru mintea omenească e nebunie. Și planul lui Dumnezeu e nebunie pentru, așa? Și lipsă de înțelepciune pentru amintiți, pentru greci și pentru romani. Scandalon. Evanghelia. Evanghelia e o nebunie. Nu înțelegem noi. Mintea noastră limitată nu înțelege planul lui Dumnezeu. Și le-am spus, fraților, de ce nu răspunde Dumnezeu când te rogi? Pentru că Dumnezeu e mare. Nu e mic. Și planurile lui sunt mari, nu sunt mici. Și când Dumnezeu îți dă planul și spune mergi în jurul Ierihonului, tu dacă nu te-ai rugat destul și dacă n-ai o relație cu Dumnezeu, tu nu asculți pentru că ți se pare nelogic. Și supresorul e că dacă așteptăm să înțelegem planul Dumnezeu, nu o să-L ascultăm niciodată. Noi trebuie să-L cunoaștem destul încât să-L ascultăm prin credință fără să înțelegem. Dacă așteptăm de asemenea în alt paragraf ca problemele să fie înlăturate ca după aceea să acționăm, nu o să acționăm niciodată. Trebuie să-L cunoaștem destul să punem piciorul în apă prin credință. Când Dumnezeu îți dă planul, când îi spune lui Avram sacrifică copilul, să nu încerci să înțelegi. Dacă Dumnezeu ți-a zis sari, sari, fără comentarii. Și dacă nu ești un om al rugăciunii, nu o să asculți.
decât dacă îl cunoști pe Dumnezeu destul să ai încredere în El, să nu încerci să înțelegi, să nu îl pui la îndoială, ci când Dumnezeu ți-a vorbit, ți-a spus pleacă din țara ta ca lui Avram, pleci din țara ta. Și l-am spus, de-aia trebuie să te rogi mult și de-aia nu răspunde. Pentru că Dumnezeu are un plan mare și trebuie să te pregătească pe tine pentru plan, trebuie să pregătească orașul pentru plan, trebuie să pregătească biserica și când toți sunt dispuși să asculte, atunci lucrează. Și l-am spus, duceți-vă în pădure, deja ne rugăm de un an jumate, duceți-vă în pădure, cereți planul lui Dumnezeu. Nu vă întoarceți înapoi până nu vă dă Dumnezeu un plan imposibil, un plan nebun, un plan uriaș, un plan atât de mare că e imposibil. Și zic, dacă Dumnezeu vă dă planul, Dumnezeu vă dă și resursele. Dacă voi faceți planul, să nu așteptați binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă e planul lui, el vă dă și binecuvântarea și puterea și succesul. Au plecat oamenii, s-au întors după 2 minute, zice, avem planul. Gata, hai să vedem. Zic, scrieți pe hârtie, că așa îmi place mie să am scris. Scrie unul, vrem să vopsim biserica. Zic, ia dă tu hârtia încoa. Zice altul, vrem să punem asfalt nou pe parcare, că e asfaltul crăpat. Dă hârtia încoa. Vrem să începem la timp, dă hârtia. După ce mi-au dat toți hârtile, le-am aruncat în foc, de înapoi în pădure. Veniți cu un plan anormal, ăsta e normal. Asta e planul vostru, nu mă interesează. Au plecat în pădure, s-au rugat oamenii o oră jumate, două, au început să vină înapoi cu capul plecat și au început. Vrem să avem televiziune. Păi, du-te. Păi voi când v-am rugat, eu când m-am mutat aici, acum un an jumate, v-am rugat să vă puneți și voi internet și proiector și mi-a spus că ucenicii n-aveau proiector. Așa mi-au spus. Și acum aveți televiziune? Păi voi vă dați seama de cost? Ce, păi n-ai spus matare să fie planul nebun? Să fie uriaș? Să fie ca că Dumnezeu e mare, să fie planul mare? Păi zic, da, dar voi mă luați în seamă pe mine? Vine următorul, vrem să avem radio 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, în mai multe limbi. Zic, televiziune și radio, ca și cum n-ar fi destul televiziunea. Vine următorul, vrem să facem o evanghelizare în fiecare an. Zic, când e ultima dată când ați făcut? Păi acum 11 ani. Și voi acum vreți în fiecare an? Vrem să facem studii biblice cel puțin 100 pe an. Câte studii biblice dați voi acum? Zero. Anul trecut? Zero. Acum 2 ani? Zero. Și acum vreți 100 pe an? Noroc că nu sunt catolic, îmi făceam cruce. Următorul. Ce vrem să avem? Cel puțin 24 de seminarii pe an. 24 de seminarii, da. Următorul. Vrem să facem corportaj la tot orașul în fiecare an. Băi, omule, orașul ăsta are 340.000 de locuitori. Cum faci tu corportaj la 340.000 de case în fiecare an când tu ai numai 90 de membri? Cum poți? E imposibil. Păi n-ai spus mai tare că e imposibil dacă e de la Domnul. Oleu. Când au terminat toți, erau atât de multe lucruri mari că era imposibil. Când i-au mers în pădure să se roage, eu am stat cu Dana și am gătit, ca Marta, și nu m-am rugat. Mi-au dat oamenii planurile și eu i-am spus, nu, e imposibil. Luăm numai unul din toate, îl facem pe ăsta, apoi anul viitor pe al doilea. Au plecat descurajați că se rugaseră câteva ore și se rugaseră de fapt de un an jumate, la rând, mult timp. Ziua următoare era luni, mă duc la întâlnirea de diviziune, m-a invitat Ruth Jacobson, care era coordinatoarea cu rugăciunea pe diviziunea nord-americană. Am vorbit la toată diviziunea, am terminat de vorbit, m-am dus în cameră la hotel, am pus computerul pe masă, după ce am pus computerul pe masă, ia uite, computerul meu s-a culcat. După ce am pus computerul pe masă, mi-am pus paharul de apă și mi-am pus telefonul. Eu în viața mea n-am pierdut un telefon, ok, nu știu cum alții pierd. Soția mea pierde un telefon pe săptămână. Oata a uitat telefonul în frigider, vorbea cu copii, a deschis frigiderul, să ia mâncare, a pus telefonul, a luat mâncare, a închis frigiderul. Ce, nu-mi găsesc telefonul? Oata l-a lăsat în ploaie, odată era cu tractorul, tăia iarba și i-a căzut din buzunar și a trecut cu tractorul peste telefon, l-a făcut extra plat, odată în fiecare săptămână sau o lună pierde câte un telefon. Și zic, mă, cum pierzi tu, mă, că eu nu pierd, am pierdut în viața mea. Oata a pierdut cheile de la mașină, a luat cheile mele, după aceea a trebuit să ordăruiesc alte chei și le-a pierdut și pe alea. Cum pierzi, măi? Am deschis computerul la hotel după ce am vorbit pentru diviziune, am pus paharul de apă, am pus telefonul și când deschid capacul la computer, am lovit paharul, s-a vărsat apa peste telefon, mi-a ars telefonul. Am încercat eu, ca pe vremea aia se scotea, am scos bateria, am uscat-o cu uscătorul de păr, nimic. Am pus-o într-o pungă cu orez, că mi-a spus cineva că dacă pui în orez trage apa, nimic. M-am rugat pentru resurrection, pentru înviere, nimic. Am încercat să-l opresc, să-l pornesc, nimic, mort, nici măcar nu pornea ecranul, mort. Ce să fac eu? Mă duc să mă culc, fără să vorbesc cu soția, în fiecare seară o sun să-i zic noapte bună, mă duc la Ruthie Jacobs să-mi zic, dă-mi și mie telefonul să sun soția. Îmi dă Ruthie telefonul, sun și Dana zice, hello Ruthie, zic, nu e Ruthie, sunt eu. Păi de ce nu mă sun de pe telefonul tău? La Mars, ce Domnul să fie lăudat. Zic, de ce mai? Păi ce, acum mă lași în pace când pierd un telefon, că ai stricat și tu unul. Zic, ok, uite, ți-am dat telefon să zic noapte bună, te iubesc, la revedere, nu știu ce. Am închis, i-am dat lui Ruthie telefonul, mă duc în cameră, m-a pus să mă rog. Nu o rugăciune de rutină, ci să mă rog serios.
Să mă rog pentru biserică, să mă rog pentru planul Dumnezeu, să mă rog pentru familie, să mă rog pentru... Și nu puteam să mă rog. Vi s-a întâmplat vreodată să nu aveți pace să vă rugați? Și mă luptam în rugăciune. Doamne, care-i treaba? Ce am făcut? Spune-mi și o să îndrept. Te rog frumos. Și Domnul m-a impresionat că oamenii ăia au adus planul lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-a spus, eu le-am dat planul și tu, pastorul, te-ai opus. Tu te opui mie. Și am zis, Doamne, te rog din inimă să mă ierți, că în timp ce ăia se rugau, eu nu m-am rugat, eu găteam. Și dacă tu mă ierți că ești un Dumnezeu bun, te rog din inimă să repari greșeala mea și tot ce m-am opus eu să ne dai înapoi. Și știu, Doamne, că tu ne iubești, că ești un Dumnezeu iertător și cred că ai lucrat și îți mulțumesc din inimă și dacă tu lucrezi, o să le spun oamenilor că e greșeala mea, nu a lor, și că trebuie să reparăm tot ce am oprit eu ca pastor pentru că nu m-am rugat. Termin rugăciunea, Dumnezeu iubește o inimă zdrobită, Dumnezeu iubește o inimă sinceră și umilă. Termin rugăciunea, sună telefonul, ăla stricat. Sună telefonul, îi zice, sunt Jackie. Zic, da, vă cunosc? Îi zice, nu, sunt general manager de la Charter TV, general manager de la cablu de televiziune pe tot orașul. Și zice, oamenii urmăresc filme, urmăresc cu tare și ce niciodată n-au nimic spiritual. Vreau să le pun niște predici să-i cresc spiritual. Și ce am căutat la biserica aia, la aia, nu mi-a plăcut și am găsit predicile tale și ce vreau să le pun pe televiziune pentru tot orașul, 340.000 de locuitori. Și ce de obicei noi luăm între 8 și 12.000 de dolari pe oră, depinde la ce oră din zi. Deci vă oferim 4 ore pe săptămână pe degeaba. Și eu tac din gură, nu puteam să cred că mă sună ea pe mine și în loc să plătesc eu, ne dă televiziune pe degeaba. Și ce... De ce taci? Nu ești mulțumit? Hai că vă dăm 5 ore. Și eu zic, ok, mulțumesc, trebuia să tac din gură că poate e cea 6 ore. Am primit televiziune pe degeaba, ce ceruse unul din membrii mei care se rugase în pădure. Și zic, mă, merge telefonul. Când închid, telefonul mort. N-avea ecran, n-avea nimic. Sună din nou telefonul și ce sunt cu tare, nu vă spun cine, că e, probabil cunoaște sau așa, care era președintele de la ASI pe Nord America. Și ce merg într-o biserică la 20 și ceva de maile la vest de tine, care e o biserică foarte mică, 20, 30, 40 de membri. Și Dumnezeu m-a inspirat, și am o fabrică de croitorie, Dumnezeu de mașini de croitorie, Dumnezeu m-a inspirat să pornesc o stație de radio. Dar biserica mea e prea mică. Iar biserica voastră acum deja știe toată conferința, se roagă, sunteți o biserică de rugăciune, vă întâlniți împreună, vreau să vă donez stația de radio, turnul de radio, echipamentul, clădirea, vă dau tot și plătesc eu toate utilitățile, curent, cu tare, până vine Domnul, dacă voi puneți programele. Și vă rog să le puneți în mai multe limbi. Am primit radio, pe un telefon stricat, sună Edri de la conferință, coordinatorul cu literatura, ce ne-am hotărât, avem două licee adventiste, să învățăm copiii să facă colportoring. O să vă trimitem toți copiii de la liceele adventiste, în fiecare an le dăm cărțile, voi doar să le dați cazarea și mâncarea, să dea cărți în fiecare an în orașul vostru. S-a rezolvat și cu asta și aș putea să continui mai departe. Unul dintre membri a zis că vrem ca biserica noastră locală să ajungă în lume. Vreau să vă spun că după 2 ani erau 87 de țări care ascultau biserica noastră locală cu o jumătate de milion de downloads pe lună, 500.000 pe lună. Și s-a mărit de acolo, n-am rămas atât. Într-un cuvânt, încet, s-a rezolvat tot ce se rugaseră membrii. Bineînțeles, sâmbătă viitoare m-am dus și le-am spus, fraților, e vina mea că eu nu m-am rugat, eu n-am avut încredere că Dumnezeu poate să facă lucruri atât de mari. Când oamenii s-au rugat un an jumate împreună, în fiecare vineri dimineață, toată biserica era pe telefon. Aveam un 1-800 number, ne întâlneam pe telefon și între 6 și 7 jumate, nu stătea nimeni o oră jumate. Stăteau oamenii 15 minute, plecau, venea altul 15 minute, plecau, dar la orice moment erau 40-50 de oameni care se rugau vinerea dimineața pe telefon ca Dumnezeu să ne ajute să salvăm orașul. În fiecare vineri. De două ori pe săptămână mă rugam cu prezbiterii, când am început evanghelizarea ne rugam în fiecare dimineață cu toată biserica. În sfârșit, noi nu mai avem timp, că nu mai sunt decât vreo 5 minute, n-am apucat să vă dau pașii cum am făcut cu evanghelizarea, sunt extraordinari, numai că altă dată, cu ajutorul lui Dumnezeu. Nu acum, acum se termină timpul și când se închide harul, ce să mai faci, s-a închis ușa. Dar vreau să termin cu o istorie, vreau să vă spun că a fost rugăciune, după aceea la rugăciune s-au adăugat Bible Studies, studii biblice, s-a ajuns o medie de 250 studii biblice pe an. Ce biserică are mai mult de 10? 250 în medie, am avut și 270 și mai multe, 250 de studii biblice pe an, în câțiva ani ajungi la tot orașul. S-a adăugat seminarii în jur de 20 pe an și vreau să vă spun că la seminarii veneau oamenii, aveam în fiecare joie seminarii, aveam oameni grămadă.
că seminar de gătit, cum să gătești sănătos, mai ales că dădeam și sample de mâncare, că seminar de ieșit din datorie, că să te oprești din fumat, că în sfârșit seminarii. Aveam community outreach, community involvement, adică să ajutăm orașul. Mi-amintesc, am fost la poliție și am vorbit cu șeful poliției pe tot orașul și am zis, invităm poliția duminică la biserică la noi. De ce? Vreți să ne țineți o predică? Nu, nene, că noi ținem predicile sâmbătă. Vrem să vă dăm o masă și să ne rugăm pentru voi. Nu au venit toți polițaii, dar au venit foarte mulți. Le-am dat o masă, ne-am rugat pentru ei, le-am mulțumit pentru sacrificiul lor, ne-am rugat pentru protecția lor, pentru binecuvântarea lor și a familiilor. Și mi-a spus șeful poliției, ce toți ne înjură, toți ne urăsc. N-am avut nicio biserică să se roage pentru poliție. A aflat newspaper, ziarul, pe prima pagină, biserica a venit să se roagă pentru poliție. Pe aceea, lunea, ne-am dus la 22 de stații de poliție, câte doi, câte doi, câte doi, și le-am dus cookies nesănătoase. Știți ce sunt cookies, nu? Așa? De la Costco, prăjituri și Sprite nesănătos, le-am dat la toți. Ne-am rugat pentru ei. Duminica viitoare am invitat pompierii, ne-am rugat pentru ei. Duminica viitoare ne-am dus la spital, ne-am rugat pentru ei. Duminica viitoare și așa mai departe. Am ținut evangelizare, după aceea, după vreo 8, 9, 10 luni de lucrat cu orașul. Nu mai vreau să trec prin asta, vreau să vă spun, să vă închei cu o istorioară. Biserica a crescut de la 90 la 340 în câțiva ani, cu o medie de 50 de botezuri pe an. De la 11 oameni care făceau toată lucrarea în biserică, tot, s-a ajuns la 265 de oameni care lucrau. De la nicio activitate s-a ajuns că aveam activități în fiecare zi. De la o școală de clasa de sabat am ajuns la 16 grupe de școală de sabat. Și așa mai departe. Am ajuns la în jur de 500.000 de downloads pe internet din peste 87 de țări. N-am mai existat diviziune în biserică. Pe NCD, care este Natural Church Development, care măsoară sănătatea unei biserici. Când m-am dus acolo, biserica care avea 32%, care de la, sub 35% sunt biserici care mor și peste 60% sunt biserici care cresc. Când am plecat era 70 ceva la sută. Biserica a ajuns în cea mai rapid crescătoare din America și între primele 15% rapid crescătoare din lume. Dintr-o biserică bolnavă, într-o biserică extraordinar de puternică și crescătoare, pentru că oamenii se rugau împreună. Ce-ar fi dacă fiecare, dacă fiecare biserică s-ar întâlni dimineața să se roage împreună? Ce-ar fi? Ce s-ar întâmpla? Casa mea să fie o casă de rugăciune pentru toate neamul. Ce-ar fi dacă fiecare biserică s-ar întâlni dimineața sau măcar o zi pe săptămână sau măcar la telefon să se roage împreună? Ce s-ar întâmpla? Dar nu se poate că suntem confortabili. Imaginați-vă dacă toți am face treaba asta. Și nu trebuie să te rogi, nu-ți trebuie, frate, bani, nu-ți trebuie aprobarea nu știu cui, te rogi. Și ultima istorioară, eram, predicam și într-o doamnă prin spate, cu părul așa, roșu, galben, albastru, verde, pink, whatever, inele peste tot, lanțuri, pantalonii căzuți că se vedea prea mult, când o vedeai făceai așa și mâncai usturoi când o vedeai că intră în biserică. Când am terminat predica, am văzut-o că pleacă, nu s-a rugat nimeni cu ea, am fugit după ea să mă rog cu ea. Când m-a văzut că vin, a deschis mașina, eu am închis ușa la mașină și zice, nu vreau să vorbim. Zic, păi da, da, las că eu vreau să vorbim. Păi da, dar eu nu vreau, păi taci din gură că vorbesc eu. Și ce, lasă-mă în pace că eu nu cred în Dumnezeu. Și zic, păi ești băută. Zice, nu, nu sunt băută, dar nu cred în Dumnezeu. Ba, ești băută, că dacă n-ai fi băută, ai crede. Zice, nu, nu sunt băută, dar nu cred. Zic, ba, ești băută. Zice, nu, nu sunt băută. Zic, păi dacă nu erai băută, ce cauți la biserică? Decât dacă ai băut și ai greșit adresa. Zice, păi, zic, ce cauți la biserică dacă nu cred? Du-te la film. Zice, păi cred în Dumnezeu, nu cred în rugăciune. Zic, știu de ce. De ce? Ai ochii albaștri, Dumnezeu urăște oamenii cu ochii albaștri. Când ai ochii albaștri, Dumnezeu zice, se întoarce și nu ascultă. Dacă ai ochii ca mine, căprui, wow, te ascultă Dumnezeu imediat. Deci ești nebun. Ce Dumnezeu ascultă orice rugăciune, indiferent de ochi. Zic, te-am prins. Înainte mi-ai spus că nu crezi în rugăciune și acum am spus că Dumnezeu răspunde la orice rugăciune. Zic, hotărăște-te. Și a, m-ai păcălit. Păi ce cred în rugăciune teoretic, dar practic Dumnezeu nu răspunde. Adică, și mi-arată cămașa și o ridică și ce uite aici, de 16 ani îmi fac droguri, la fiecare două ore îmi fac droguri în venă și m-a rugat și Dumnezeu n-a răspuns. Și am fost la pușcărie și am fost la spital și am fost la reabilitare și Dumnezeu nu răspunde. Zic, măi femeie, spune și mie cum te rogi. Ce, Doamne, sunt drogată, Doamne, sunt drogată, Doamne, sunt drogată, sunt păcătoasă, Doamne, sunt păcătoasă, Doamne, iartă-mă, iartă-mă și dă-mi biruință, Doamne, dă-mi biruința tot drogurile. Zic, aoleu, te rogi Ave Maria tu. Zic, măi, o femeie, când ți-ai mărturisit păcatul, Dumnezeu te-a iertat? Nu mai vorbi de păcat, nu mai sta cu ochii, cu mintea pe păcat, pune-ți ochii pe Hristos, studiază, roagă-te, umple-ți mintea cu Hristos, că atunci când vine Hristos, satana nu mai are acces. Când te separi de Hristos, satana te atacă.
Nu petrece timpul cu drogurile, petrece timpul cu Dumnezeu. Unu, doi, nu e suficient să te rogi, ci trebuie să lucrezi cu cineva. Pentru că spune Spiritul Profetic că Dumnezeu nu are nevoie de noi, Dumnezeu poate să folosească pietre. Dar când lucrăm cu alții, noi creștem, noi devenim mai tari. Du-te și dă un studiu biblic cuiva ca să crești tu. Păi ce, eu nu știu să dau studiu biblic. Lasă-mă că te învăț. Bazi la ușă, nu trebuie să-i înveți, uite aici DVD-ul și așa mai departe. Ce, nu trebuie să-i înveți. Nu, urmărești DVD-ul, te rogi pentru ei și pleci. Și dă-mi studiu biblic. I-am dat studiu biblic, s-a dus, mă sună mai târziu, zice, te urăsc și pe tine și pe Dumnezeu tău, nu mai vin în veci, zic, nu ești prima. Deci, zic, ce s-a întâmplat? Păi nu deschide nimeni ușa. Păi te-a rugat, mă, femeie, ca Dumnezeu să deschidă ușa? Ce, nu m-am gândit. Roagă-te. Ce bine. Mă sună un minut mai târziu, ci că m-am rugat. Cât te-a rugat, mă? N-a trecut decât 30 secunde. Și cât vrei să mă rog? Roagă-te până Dumnezeu răspunde. Roagă-te până Dumnezeu răspunde. Nu renunța. Povestea e lungă, nu mai trecem prin ea. Femeia s-a rugat până la 5 jumate, m-am rugat și eu un office pentru ea până la 5 jumate. La 5 jumate m-a sunat plângând și îmi spune, pastore, prima dată în viața mea m-am rugat atât de serios, m-am rugat aproape 5 ore și în timp ce mă rugam, Dumnezeu a deschis ușa la apartament, a ieșit un om înalt, African American, se ducea la gunoi, am vorbit cu el că vreau să intru, mi-a zis că nu-mi dă voie să intru pentru că persoana respectivă din apartamentul respectiv nu e acasă, m-a întrebat de ce vreau să intru, i-am spus că trebuie să dau studii biblice și ce sunt supărat pe tine. De ce? Pentru că și eu am cerut studii biblice și n-a venit nimeni. Și nicio problemă, îți dau ție studii biblice. Zice, hai înăuntru să-mi dai studii. Nu, că mi-a spus pastorul să nu intru. Hai înăuntru să-mi dai studii biblice. Ce pastor, am intrat și omul ăla înalt, cu jachetă de piele, cu scheleton de cap mort pe spate, cu păr lung, din ăla de ganguri de motociclete, omul ăla mi-a zis, stai jos și a plecat. Eram singur în apartamentul lui, am plecat. Ce să fac, să stau sau să plec? Singură. După 10 minute a venit cu încă 11 bărbați, m-am speriat, am crezut că ăștia face. Și am zis, Doamne, te rog să mă protejezi de oamenii ăștia. Și ăsta le-a zis bărbaților, era șeful gangului de motocicliști. Stai jos, de 40 de ani suntem în droguri, m-am rugat prima dată în viața mea ca dacă există un Dumnezeu să trimită un înger să ne dea biruința asupra drogurilor, Dumnezeu a trimis un înger, stai jos și ascultați de ea. Și zice, pastore, le-am spus că și eu nu sunt înger și eu sunt tot în droguri, dar dacă se roagă, Dumnezeu îi iartă. Dacă își umplu mintea cu Hristos, cu rugăciune, cu studiu, satanul nu are acces. Și dacă dau un studiu biblic și lucrează cu alții și ajută pe alții să-L cunoască pe Dumnezeu, ei cresc mai tare în Dumnezeu. Și le-am spus, roagă-te și lucrează și Dumnezeu îți dă biruință. Roagă-te și lucrează și Dumnezeu îți dă biruință. Și oamenii mi-au spus, nu știm să dăm studiu biblic, toți bărbații ăia. Și le-am spus, e simplu, uite, aveți DVD și așa, și așa, și așa, și așa. Ce pastor, e ora 5 jumate, mi-am făcut drogul la 9 jumate și nu tremur și nu simt nevoia. E prima zi din viața mea în care sunt fericită. A venit la adunare sâmbătă viitoare, n-avea cercei, n-avea inele, n-avea părul vopsit, încă era părul așa, pantalonii nu erau căzuți, erau sus. A adus și câțiva din bărbații la adunare, mai târziu s-a botezat, mai târziu încă unul, mai târziu încă unul. Frații mei, în biserica aia, timpul, în fiecare sâmbătă aveam musafiri, în fiecare sabat din an aveam cel puțin un, că nu mai multe botezuri, când oamenii se rugau și lucrau. Noi ne oprim astăzi. Dacă plecăm acasă, dacă plecăm și facem tot ce am făcut până acum, a fost o tabără de munte, am mâncat, am stat la foc și atât. Dumnezeu te cheamă să fii deosebit de restul, să te rogi cum nu se roagă altul, să lucrezi cum nu lucrează altul, să spese de familie, să spese de vecini, să spese de colegul de la servici, să spese de colegul de la școală, să te rogi pentru ei într-un mod activ, să te rogi serios pentru ei, să te rogi din inimă, să te scoli de vreme, să te rogi pentru biserică nume cu nume, să te rogi pentru vecini, să-i inviți la un studiu biblic, să le duci niște prăjituri sau o roșie sau știu eu ce, să le dai o carte, să te rogi cu ei, să te rogi pentru ei, să fii deosebit, să fii sare, să fii lumină, să fii o binecuvântare, să fii ca Hristos. Dumnezeu te cheamă pe tine, nu trebuie neapărat să fii pastor. Pastore, dar eu nu m-am dus la Andrew, eu nu știu cum îți dau. Fratele meu, Dumnezeu îți dă metoda, îți dă binecuvântarea, îți dă putere, îți dă succes. Te-a trimis, ce duceți-vă toată lumea și voi fi cu voi. Dumnezeu nu minte. Dar când pleci acasă de aici, trebuie să acționezi.
Nu te teme că n-ai succes. Fă-ți partea ta și ai încredere că Dumnezeu va lucra. Și dacă se pare că nu lucrează, înseamnă că pregătește terenul. Când Daniel a început să roage, a trebuit 21 de zile și apoi a zis, când tu ai început să rogi, eu am început să lucrez. Dar mi-a trebuit atâtea zile să lucrez, să mă lupt cu împărații, mejilor și apeșilor. Când tu te rogi, Dumnezeu lucrează, dar îi trebuie timp să lupte cu oamenii încăpățânați. Continuă să te rogi, continuă să lucrezi, ca Dumnezeu să continue să lucreze. Ce-ar fi dacă am face toți treaba asta? Ce-ar fi dacă ne ducem în bisericile noastre și nu avem pretenții la alții surage, ne rugăm noi? Păi frate, biserica mea nu se roagă, așa că nu mă rog nicio. Roagă-te tu, frate, lasă-i pe ceilalți. Ce-ar fi dacă am face asta? Câți dintre noastră vor să ducă acasă să înceapă să roage în fiecare zi? Dacă o zi uiți, nu e nicio problemă, mâine din nou e. Se roage în fiecare zi și să înceapă să roage pentru vecini, pentru biserică, amin? Și apoi se ducă la un vecin să zică, poți să mă rog pentru tine? Că oamenii cu tot COVID-ul ăsta, cu nebunia asta, cu economia asta, cu războaie, oamenii sunt stresați. Credeți că dacă le oferiți o rugăciune, zic nu? Și dacă zic nu, care e problema? Să le zici, vecine, aș vrea să mă rog pentru tine. Și nu vă rugați, Doamne, mântuiește pe păcătosul ăsta, nu așa. Ci, Doamne, te rog, binecuvintează-l. M-ați înțeles? Să ne rugăm pentru vecini, să fim o lumină, să fim ca Iisus pentru vecini. Să fim deosebiți. Facem treaba asta. Domnul să vă ajute și Domnul vă va ajuta, că El v-a trimis, nu eu. Domnul, prin Duhul Lui, să meargă cu dumneavoastră, să vă dea rezultate mai mari decât puteți să vă planificați. Mai mari decât mintea umană vă gândiți că sunt posibile. Pentru că nimic nu e imposibil cu Dumnezeu. Așa e? Domnul să fie cu dumneavoastră. Pentru că v-ați luat o hotărâre asta, vreau să mă rog pentru dumneavoastră și apoi vom încheia. Haideți să ne rugăm împreună. Tată din cer, îți mulțumim mult pentru că Iisus a murit pentru noi și pentru că ne-a acordat favoarea de neînțeles ca noi, ființe umane, să lucrăm împreună cu tine și cu îngerii pentru salvarea altora, ca ei să fie în cer pentru veșnicie. Doamne, noi de multe ori avem temeri, că nu știm ce să spunem, nu știm cum să procedăm. Și uităm că lucrarea nu e prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Tău. Uităm că Tu ai resurse nelimitate, că Tu ai promis că vei fi cu noi, că Tu poți să folosești 1 sau 300 sau 1 milion, pentru că e puterea Ta, nu sunt numerele noastre. Uităm, Doamne, că puterea Ta e infinită și ne uităm la noi și la resursele noastre. Ajută-ne să ne punem încrederea în Tine. Ajută-ne să ne pese de o lume care piere. Ajută-ne numai să vorbim de asta, ci în mod activ să ne rugăm și să lucrăm. Ajută-ne ca hotărârea care am luat-o să o punem în practică și să avem răbdare și încredere că Tu vei lucra în felul Tău, la timpul Tău, deasupra de așteptările noastre, datorită puterii și iubirii și făgăduințelor Tale. Te rugăm să binecuvintezi hotărârea noastră. În numele și în meritele lui Iisus te rugăm și îți mulțumim că ai răspuns prin credință. Amin.